Sâmbătă noapte, muncitorii de la Urbii s-au asfaltat un tronson foarte circulat, cuprins între sensul giratoriu de la Arhiepiscopie și intersecția dintre Unirii și Bălcescu. Duminică noapte, lucrările au fost oprite din cauza ploii. Am avut o singură noapte de pauză. Seara trecută, știți că în municipiul Buzău au fost precipitații, motiv pentru care Urbii s-au întrerupt lucrările. Însă, din această dimineață, bineînțeles și la noapte, se va asfalta într-o ritm alert. În acest moment se lucrează pe Tudor Vladimirescu, pe tronsonul cuprins între fosta florărie și zona băncilor comerciale. Aici, astăzi, se lucrează la ridicarea gurilor de canal, urmând ca la noapte să fie asfaltat acest sector. Mâine vom asfalta celălalt sector din Tudor Vladimirescu. În această săptămână se va turna covor asfaltic pe străzile Ana Ipătescu, Bistriței, Sculpturii Aurorei și Victoriei. Pentru săptămâna viitoare, echipele de la Urbii sunt pregătite să ia cu asalt strada Războieni, ultima dintre străzile centrale propuse pentru asfaltare în această vară. Într-o primă fază, deja am discutat cu reprezentanții Poliției Rutiere despre desființarea unei treceri de pietoni din zona Palatului Comunal. Este vorba de acea trecere de pietoni care făcea conexiunea, să spunem, între intrarea veche în Palatul Comunal, la Direcția Economică și Raiffeisen. Acolo avem deja două treceri de pietoni, de aceea o a treia trecere nu se impune. Având în vedere că tot în zona Tudor Vladimirescu parcarea va fi amenajată în spic, iar se va mai câștiga ceva spațiu, de aceea dorim să solicităm avizul Poliției Rutiere pentru înființarea a două benzi de circulație, având în vedere că pe acest segment este sens unic, astfel încât să putem să creăm și o bandă de stânga, să încercăm astfel să fluidizăm traficul rutier spre zona băncilor comerciale și spre rondul de la Episcopie. Acolo unde va fi necesar vor fi reabilitate și trotuarele, dar numai după ce toate străzile vor avea un covor asfaltic nou. Parcarea de peste drum de Palatul Comunal va fi reamenajată în spic, pentru ca strada să poată fi împărțită în două benzi de circulație pe același sens.